Liceul Interlopului Isile Cămătaru, condamnat la 3 ani și 7 luni de închisoare pentru că a fost prins la volan fără permis, a condus un an și jumătate o rețea ce distribuia cocaină și heroină în penitenciarul Jilava. Cărăușii erau tot deținuți, iar mascații s-au dus peste el la penitenciarul Jilava și l-au adus încătușat la audieri. Albert Balint e acuzat că a condus din penitenciar timp de un an o rețea care a vândut droguri de risc și mare risc în mai multe zone din capitală, dar și din Ilfov. Conform unor surse din anchetă, Albert Balint găsea în penitenciarul Jilava alți deținuți dornici să îl ajute, deținuți care în timpul zilei ieșeau la muncă fără supraveghere. Acolo se întâlneau cu ceilalți membri ai grupării infracționale organizate care le dădeau drogurile și vorbim despre heroină, cocaină și cannabis. Drogurile erau mai apoi înghițite de aceștia, astfel puteau fi introduse în penitenciar fără ca nimeni să-și dea seama. Un lucru care cred că va împiedica la modul real introducerea de droguri în penitenciare este acea verificare a corespondenței. În urma verificărilor s-a constatat că aceasta este breșa prin care se introduceau droguri în penitenciare. Nu e singura de altfel, dar era una dintre cele. Din aceeași rețea ar face parte și indivizi care ar fi păcălit 4 tinere să se prostitueze în mai multe țări, precum România, Italia, Franța și Belgia, și de asemenea ar fi acționat cu violența asupra lor. Ar fi recrutat, transportat și adăpostit 4 persoane vătămate majore în vederea exploatării sexuale prin obligarea la practicarea prostituției atât în România cât și în Italia, Belgia, Franța, Elveția, Suedia, Germania, Olanda și Danemarca. Cei 12 membri ai rețelei în frunte cu fiul lui Sile Cămătaru sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc, trafic de persoane și spălarea banilor.